prin de luna, 13:55 de minute Naționale FM. Invitatele mele de azi au fiecare câte 21 pic de ani. Sunt foarte, dar foarte talentate. Fac muzică la modul cel mai serios. Eu le-am lansat invitația separat, dar pentru că sunt prietene și petrec mult timp împreună. Dar și pentru că distracția să fie mai mare, au ales să vină astăzi împreună. Mamă, ce emoții am, nu știu să cred, mă simt ca acasă, știi? Chiar ca acasă mă simt. Una dintre ele este nimeni alta decât sora mea Theo Rose, care și-a luat un avânt fantastic în ultima vreme pe merit și pe dreptate, iar cealaltă este Alexandra Stanciu, artist, interpret, compozitor. Hai bine ați venit! Am găsit. Bună dimineața. Măi fetelor, pentru noi e dimineața. Măi fetelor, așa e dimineața pe la voi? Da, bineînțeles, zici că nu știi. Atât îi face că nu știi. Știi foarte bine că nu suntem matinale de fel. Vedeți că suntem live și pe Facebook, Naționale FM România, și pe YouTube. Și pe YouTube, și vreau și să le zic oamenilor mei pe Instagram, pentru că și eu acum fac un story, așa fur curent un pic, să dea swipe up și să intre pe linkul nostru de pe YouTube și să ne și vadă, nu doar să ne asculte. Eu n-am baterie, deci practic la mine să mai aștepte un pic. Să intre tot la mine. Bine, mă, bine. Să știți că mai avem un pic până la fix, dar până una alta vreau să-mi spuneți de cât timp vă cunoașteți, de când sunteți voi prieteni așa. Mai știi? În ce an ne-am cunoscut? Eu deci, nu mai știu. Întrebarea asta am primit-o și pe Instagram și n-aș știu să răspund de la ea. Mă, știi care e faza? Noi ne-am întâlnit când cred că aveam 11 ani, Raluco. Zic că erai cu mine. Eram la un festival la Fiero. A? Așa se numea festivalul, era în București. Și venise domnișoara așa. Alexandra, pe numele ei Alexandra Stanciu atunci, așa. Și lua toate trofeele, gen se știa dinainte. De când pășea acolo, toată lumea făcea o față de asta, gen oh, venit asta, ia trofeu, iar, nu se poate. Și auzeam discuțiile astea, auzeam discuțiile astea între colegi. Și m-am dus să o văd la față, să văd cine-i asta de aia trofeele în avans, așa, deci nu trebuie să deschidă gura să cânte ce ceva. Ce părere ai avut? Așa, păi ia, și ce, ai fost prietenoasă, mi-ai zâmbit frumos. Păi normal. Da. Băi, cum era să nu fii prietenoasă, mă, cu asta mică care și ea era spaima spaimelor. Apropo de festivaluri, ia. De muzică ușoară. Eu mi-amintesc așa că la vremea respectivă, ceea ce cântați voi era așa, o aroganță, pentru că veneați cu noutăți pe scena festivalurilor de copii. Când am intrat noi în festivaluri, deja nu se mai purta să mai cânți din astea vechi. Trebuia să vii cu ceva nou, să improvizezi tu, că dacă făceai așa... Așa, așa. Normal, nu mai noi niciun premiu. Da, fiți atentă, până la original. Fix. Vreau să încercați să vă amintiți care era acea piesa voastră de forță. Eu știu. Cu care ați lovit cele mai multe premii. Și știu și la ea. Ia, Alexandra, ia. Ia, zi. Ce piesă? Tu ai avea de la Jackson 5, cred. Mhm. Așa, cum Who's se loving Who's loving you? Da. Ia, Theo, puțin. Puțin din ce un pasaj din ce ți amintești. When I had you, I treat you bad and wrong, my dear. And boy, since you've been gone. Aia, și mai departe, mai e frumos. Deci, Theo, eu când am auzit-o prima oară, am zis că nu există cineva să facă mai multe floricele decât ea în festivalul. Deci, acrobații vocale, direct. Da, eu după asta o știam, gen, o recunoșteam și dacă nu eram în sală și ea cânta, eu știam că ea e. Da, s-auzea un behăit undeva din hai, că exagerezi un pic. Da, Alexandra, care era piesa ta de forță? Cu care ai lovit cele mai multe premii? Am lovit cu Listen de la Beyoncé. Ia, un pasaj, ce ți-a plăcut ție? Listen, I am alone at the crossroads. I'm not at home in my own home. And I tried and tried to see what's on my mind. And you should have known, oh. Gata. Mamă, cât de frumos! Cum era cântă... piesa mea de suflet. Cum cântă Marian fetele astea? Ia zi tu. Superb, dacă vor le dăm și videoclipuri. Mamă, deci sunt senzaționale. Voci senzaționale. Bine, eu nu e ca și când le-aș auzi azi prima dată, dar mă minunez ca și când ar fi prima dată de fiecare dată. Ce să zic, vedem cum stăm acolo pe Facebook, oare stăm bine pe Facebook, pe YouTube, ne urmărește lumea, ar fi și păcat să nu urmărească. Normal. Așa frumos. Uite, avem oameni care ne urmăresc și vreau să-i salutăm pe toți și să-i pupăm. Și eu vreau să-i salutăm. Îi salutăm. Theo Rose, Alexandra, la Naționale FM astăzi, Raluca Diaconu sunt eu, până la 16 suntem împreună. Ne apropiem de ora exactă, avem o piesă Cătălin Crișan, Alina Stoica și All's Two, o să o ascultăm, după care revin cu fetele aici în studio. Așadar, hai să dăm ora exactă! (Fie)
Este ora 14. O viață vreau să trăiesc din plin, aș vrea să cred în vise și destin. Mi-e dor să aud un val lovit de mare, iubit, nu-mi trece viața în zadar. O lume plină de oameni, Alin Stoica, o lume într-o inimă. Zi ceva, Teo, zi ceva. Hai că voiai să zici ceva. Ce voiai să zici? Voiam să l-am rugat pe domnul Marian să ne lase pe ecran și cât sunt difuzate piesele astea, că noi mai dansăm aici. Eu am pregătit un dans special pentru astăzi și așa? Vreau ca oamenii să mă vadă când dansez. E păcat de talentul meu, acum hai să fim serioși. Sunt de acord, sunt de acord. Fetelor, am vorbit mai devreme despre felul în care voi v-ați cunoscut, da? Da, da. Ne-am lămurit. V-ați cunoscut când mergeați la festivalurile de muzică ușoară și când luați toate premiile posibile și imposibile, ca asta știe toată lumea. Dar mai departe, cum au evoluat lucrurile astfel încât să lucrați împreună și să faceți piese împreună? Am ajuns la aceeași casă de producție la un moment dat. Aveam, cred că, vreo 16 ani, a?
Cam așa. Da. Ne-am întâlnit și acolo, eu eram deja, a venit și Alexandra, am început să lucrăm împreună, dar separat cumva, în sensul că ea și scria, eu mai puțin, eu atunci doar interpretam piese care mi erau propuse. Alexandra era mult mai dezvoltată în sensul ăsta. Ulterior, ea a plecat la altă casă de producție, iar eu, pentru că sunt o prietenă adevărată, am plecat și eu după ea. Măi, Alexandra, dar tu vezi ce frumos vorbești păi ea despre tine, mă? Păi asta voia să zic că mă laudă, da. Te ridic în slăvi. Păi mi-a dat 200 de lei înainte, mi-a zis, ia și tu de aici, vorbește și tu frumos aici la emisiunea asta, să zică lumea. Ca să înțelegeți că am bani. Așa. Păi ai, n-ai, dar mai dau 200 după dacă îmi convine ce zici. Păi ai, n-ai, că de-aia muncim. Doar muncim pe degeaba, nu? Bun, și cum a venit succesul ăsta cu piesele? Cum v-ați gândit voi să fuzionați atât de bine și să faceți o treabă atât de bună? Pentru că piesele pe care le-ați făcut în ultima vreme au cam rupt. Nu ne-am gândit. Faptul că am petrecut foarte mult timp împreună ne-a ajutat să ne cunoaștem. Alexandra, după ce am zis că era mult mai dezvoltată decât mine în sensul ăsta, a evoluat mult mai mult decât atunci, când era mult mai dezvoltată decât mine, vreau să spun. Și a început să simtă unele lucruri foarte, foarte accentuat, în sensul că ea cunoaște exact registrele în care noi toți cântăm de acolo de la studio, știe exact ce să scrie pentru fiecare, care e genul de mesaj pe care ne place să-l transmitem. Și atunci chimia dintre noi ne ajută acum dă roade, în sensul că știm exact ce vrem să lovim. Știi. Și scrie exact ce trebuie, exact cum trebuie, ne punem ideile cap la cap și de asta lucrurile merg atât de bine. Asta e consecința entuziasmului și bucuriei cu care facem lucrurile. Știi care e chestia? Ia, nu neapărat că le simt, cât cred că am ajuns să-i cunosc foarte bine pe toți. Și îmi dau seama ce fel de persoane sunt și ce ar vrea să transmită. Și de asta știu exact. Alexandra, vrei să fii prietena mea? Da. Vrei să fii prietena mea? Că, uite, oricum eu, sunt prietena ta. Eu lucrez aici la Național FM și difuzez muzică românească și chiar mă gândeam așa că ar trebui să mă reprofilez un pic, pentru că destul de rar în intervalul acesta difuzez și muzică populară, așa că ca să mă difuzez și pe mine ar trebui să cânt muzică ușoară. Păi, dacă dar tu cânti muzică ușoară foarte bine. Cânt, exact. Mă, cânt, da. Doar că nu te-ai dus tu până da, nu la modul ăsta, așa. În fine, dar avem o discuție despre asta. Cum e să ai un job full-time la studio? Eu chiar sunt curioasă, cum? În ultima perioadă m-am simțit extraordinar de bine. Îmi place atât de mult să merg la studio încât am ajuns să mergem și duminica. Da. Adică noi, dacă nu avem ce face, efectiv, eu și fără treabă, mă duc la studio. Nu mai spor să stau în casă. Adică, practic, tu creezi non-stop acolo? De unde ai resursele astea energetice, de inspirație? Nu știu. Adică nu sunt nici un robot acum. Nu creez non-stop, dar așa. Când ne strângem cu toții și atmosfera mișto, simți nevoia așa să faci ceva. E imposibil să nu-ți vină o idee, atâta timp cât se dă drumul la un instrumental sau e cineva cu pianul acolo, începe o armonie, începe ceva, îți vine să cânti ceva și atunci ne folosim de lucrurile alea, le punem cap la cap, le comparăm care e ideea cea mai bună, o luăm și... De asta a și funcționat, pentru că noi am făcut totul cu drag. Adică clar, în ultima clar, perioadă tot cu drag. Dar se vede pe voi că sunteți pasionate, se simte în ceea ce faceți, în ceea ce cântați. Mai ales în ultima perioadă, așa cum spuneam, ați cam rupt cu ceea ce ați făcut. O să vorbim și despre trendul ăsta cu fuziunea dintre muzică ușoară și manele, dar aș vrea să văd o piesă cântată de voi amândouă, să vedem un videoclip, de fapt, ce și super. Să auzim și la radio o piesă de-a voastră. Ce ziceți, de acord? Da. Vorbim după aceea despre piesă, da? Marian, mă ajuți aici să fac treaba bună, o să las ce trebuie să las și o să ridic ce o să am înțeles. Mă doare să te știu cu altă iai. Nopțile mă dor la care în lipsa ta. Tu cum te simți în lipsa mea? Mă-ntreboare dacă tu nu mă ai în gând în fiecare dimineață. Eu încerc să plec, dar inima nu se învață. Eu nu pot să te uit și chiar te nu fac față. E tot ce-și mai cere încă șanță în altă viață. Cine e? S-a spus că-i voie să rănești. No, să rănești, să greșești. No, greșit a fost să spui că mă iubești. Mă iubești, no. Cum poți să-mi zic o privire? Ai fost atât, ai știut să-mi imezi iubirea. Și că ți-a dat. Spune-mi cine ești, no. Cine ți-a spus că-i voie să rănești. Să rănești, no. Care dintre noi dă e vinovat? Cine a plecat? Știi și tu că eu te-am așteptat. Degeaba spune
plec, dar inima nu se învață. Eu nu pot să te uit și chiar te nu fac față. E tot ce-aș mai cere încă șanță în altă viață. Spune-mi cine ești, no. Cine ți-a spus că-i voie să rănești, no. Să rănești, să rănești, să greșești, no. Greșit a fost să spui că mă iubești, mă iubești, mă iubești, no. Cum poți să-mi zici că privirea ai fost acar, ai știut să-mi imezi iubirea și că ți-o dor. Spune-mi cine ești, no. Cine ți-a spus că-i voie să rănești, să rănești, să rănești, no. Și dacă ploaia va cădea, sper să spele și ultimul strop de iubire din inima mea. Să nu dai vina pe ea că ți-e dor de mine. Și dacă ploaia va cădea, sper să spele și ultimul strop de iubire din inima mea. Să nu dai vina pe ea că ți-e dor de mine. Ți-e dor de mine. Spune-mi cine ești, no. Cine ți-a spus că-i voie să rănești, no. Să rănești, să rănești, să greșești, no. Greșit a fost să spui că mă iubești, mă iubești, mă iubești, no. Cum poți să-mi zici că privirea ai fost acar, ai știut să-mi imezi iubirea și că ți-o dor. Spune-mi cine ești, no. Cine ți-a spus că-i voie să rănești, să rănești, să rănești, no. Ia ziceți cum e? E foarte mișto. Ne place foarte mult piesa asta și am lucrat la ea cu foarte mare drag. Ne-am dorit mult să avem o piesă împreună și uite, da, că ne-a ieșit. Da. Mă, chiar v-a ieșit, să știți, chiar v-a ieșit și mie îmi place foarte tare piesa asta. Și, Marian, uite, zic să mai pregătim o piesă specială. Teo Roza a lansat de curând o piesă de muzică populară, dar ce crezi? Nu este cu soră sa. Ca să înțelegi. Da, știi? Te-am trădat. Da, 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 deci... m-a trădat, chiar m-a trădat. Dar m-a trădat cu, cum să spun, cu un exemplar rar. Rar, da. Din folclorul românesc. Așa, un băiat foarte talentat, Paula Nanie. Poate o să vină și el aici la Național FM să facem o emisiune și o cântare frumoasă, zic. Ți-l aduc și cu forța, dacă e nevoie, nu-i problemă. Nu-i nevoie că... nu, nevoie. Vine singur. Vine singur, vine, o să-l poftim aici. Haide să luăm o scurtă pauză și revenim și mai povestim una alta. Și mai și cântăm, am o provocare pentru voi. Da? Mama, abia aștept, jucăm ceva cu muzică, cu ceva? Jucăm ceva cu muzică, ia să vedeți. Da? Hai, pauză. Campanie de informare publică. Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Pasita, best name in night, I win.
campanie socială. Virusul ne-a lovit pe mulți dintre noi. Unii s-au vindecat mai ușor, alții însă au ajuns la terapie intensivă. A fost greu, dar a trecut. Te-ai vindecat și ești fericit. Acum tu poți să-i ajuți pe ceilalți. Donează plasmă. Contactează cel mai apropiat centru de transfuzie sanguină. Pentru ca alții să trăiască, donează plasmă. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Campanie socială. Păi să o luăm așa. 20 de milioane de dolari furați acum 7 ani în Detroit. Un suspect care trăiește bine mersi la Miami. Hai că e momentul să trimitem experții după el. Terence Hill și Bud Spencer. Băieți buni, băieți răi. În această seară, de la ora 21, la Național TV. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gagici, ce faceți? Bun, cum sunteți? Bine. Da. Am zis să vorbim despre, da, m-au întrebat despre ce vorbim. Vorbim despre, da. Voiam exact să vă întreb așa, cum e treaba cu trendul ăsta, fuziunea asta dintre muzica ușoară și manea? Pentru că, știți, mulți artiști de la noi au scos piese pe ritmuri, da, de manea, dar erau așa, cum să zic, mascată. Îți spun eu, era exact același lucru, doar că acum gen e pe față, efectiv. Practic s-a demascat situația, nu? Da. Exact, se întâmpla același lucru. Copiau linii din manelele vechi sau din manele care erau atunci foarte în vogă și le puneau într-o piesă cu un mesaj, cu un text mult mai bine scris, mult mai corect din punct de vedere gramatical și cu mult mai mult substrat. Așa. Și atunci era livrată și primită de public cu inima mult mai deschisă, pentru că normal părea spălată situația, înțelegi? Exact. Acum doar am hotărât să nu ne mai spălăm atât de mult. Practic e vorba despre o asumare, nu? Exact, exact asta se întâmplă. E doar o perioadă și noi suntem conștienți de chestia asta. E un trend, așa cum au mai existat și altele, cum au fost și alte genuri la mod în alte perioade. Știm că e trecător și ne bucurăm că în momentul ăsta noi avem resursele cu care să susținem direcția asta pe care o are acum industria muzicală. Nu mi se pare absolut nimic rușinos, transmitem un mesaj frumos, corect, ritmul e oriental, balcanic, e ritmul nostru, așa. Dar sunt ritmurile noastre. Da, da. Și cântăm și bine, pe deasupra. Adevărul e, Teo, că la tine era și păcat, mămică, dacă tot poți să faci și să cânti în felul ăla, era păcat să ții sub obroc. Acum știi? Oamenii trebuie să știe că eu am studiat maneaua și lăutăria, eu le-am studiat acasă, exact așa cum am studiat folclorul oameni sau Whitney Houston buni sau orice altceva. A studiat altceva acasă, dar eu nu eram acasă când a studiat, să știți. Minți, nu mai știi când îți cânta Mihaela, stai cu căștile pe urechi și mă rețineți, Doamne, ce nu mă eram certa acasă. Mă certa tare când mă auzea, pentru că nu-mi ieșea. Adică a trebuit să muncești, să studiez foarte mult ca să-mi iasă toate inflexiunile alea pe care lăutarii le fac. Nu e deloc greu să cânti lăutărie sau manele. Nu e deloc ușor, ușor, am vrut să zici, da. Am sărit pe tine, amândouă, ai văzut aici. Da, solidaritate. Ca hienele. Mie oricum nu mi-a venit să cred, că mi-a spus că ea a studiat și că n-a cântat așa dintotdeauna. Eu nu te cred. Nu, chiar n-am cântat așa dintotdeauna și nu cred că am avut în sânge lucrurile astea. La mine a fost foarte multă muncă și tu știi foarte bine. Da. Ia stați un pic, că mi-a venit o idee acum așa ad hoc. Aoleu. Ia cântați voi, nu știu, o strofă din ce e acum, dintr-o manea din asta care e acum în vogă, dar cântați-o așa frumos cum le potriviți voi, vă potriviți voi vocile. Hai că v-am auzit eu pe TikTok acolo, unde aveți voi mare succes. Alegeți voi. Vrei să cântăm Nu te văd atâtea zile? Nu. Dar ce anume vrei să cântăm? Cred că m-am îndrăgostit sau nu, ce? Ori vocea ta. Așa, ok, ori, hai. Da, o cântăm normal. Simplu, da? Normal înseamnă deci, că nu exagerați cu deci, inflexiuni. M-a învățat Teo. Așa. La un moment dat niște inflexiuni foarte, foarte grele, pe care trebuie să le cânte vreo două, trei ori ca să-mi iasă mie, pentru că eu nu. Bine, mă, că te-a învățat, dar pe sora ei n-a învățat om. Nu că nu, să zic că am profit mai ușor. Da? Pentru că tu cânti muzică populară, așa. Eu n-am cântat populară niciodată. Hai să revenim la piesă, ia, cum e? Hai, fii atentă. Ia. Asta e. Vocea ta ploaie pe inima mea. Nu mai vreau să te las. Sufletului meu să-i dai glas. Măi,
Doamne, cum să nu-ți placă, mă? Nici nu contează ce gen muzical e, n-are cum să nu-ți placă. Mai e muzică și sună foarte bine și pentru noi e o provocare voi că se întâmplă chestia asta. Voi sunați foarte bine. Teo, hai să vorbim un pic despre colaborarea cu Jean de la Craiova, pentru că acolo s-a produs practic declicul ăsta, știi? Da. Și s-a bucurat piesa de foarte mare succes, Poartă-mă în suflet vara, merge și Poartă-mă în suflet toamna, nu-i așa? Normal și oricum am avut grijă să menționăm toate anotimpurile, tocmai ca piesa să fie valabilă în oricare dintre ele. Treaba cu piesa cu Jean a fost așa. Eu cu Jean ne întâlnisem la niște emisiuni. Am avut chimie, ne-a plăcut foarte mult să fim împreună acolo. Și noi am glumit, așa în glumă am spus că poate cândva vom colabora, vom face o piesă. Acum el a apucat să ia în serios toată treaba asta și îmi mai scria și îmi spunea: uite, mai am niște piese, am o piesă, s-ar putea să ți se potrivească, să putem să o cântăm amândoi. Treaba e că la un moment dat Alexandra a început să cânte în studio o linie care pe mine m-a făcut să simt niște lucruri de la prima audiție. Deci și de la Alexandra a pornit. Da. Ea a fost cu refrenul și a cântat na, 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 na. Și când am auzit asta, mi-a plăcut din prima. Ei la studio n-au luat atât de în serios refrenul ăsta și nici măcar nu-l registrasem. Treaba e că mie mi-a rămas foarte tare acolo în ureche și de fiecare dată când mergeam la studio, le spuneam: piesa aia cu Poartă-mă în suflet vara, pentru că eu aveam ideea de text. Iartă-mă puțin, Teo. Marian, dacă putem să pregătim videoclipul, Teo Rose și Jean de la Craiova, Poartă-mă în suflet vara. Că mă gândesc așa, că ar da bine, după discuția da, asta. Da, ar fi mișto să audă oamenii. Și după ce am reușit să avem o structură a piesei, după multe insistențe de ale mele, la managerul nostru și prietenul nostru de suflet, Boier Bibescu, am reușit să dăm o structură piesei și... Îl salutăm pe Boier Bibescu și poate da, vin odată la Național FM. Da, cred că bine. Iartă-mă, Teo. Iar plăcea. Spune. Și l-am sunat pe Jean. După ce Jean îmi tot trimitea propuneri de piese pe care le-am putea cânta împreună, eu am crezut că locul lui ar putea fi pe piesa asta. Deși puteam să scot și singură piesa asta, pentru că n-are nicio legătură cu manelele sau e o piesă frumoasă pentru absolut toate gusturile. Ce a zis, mă, Jean, când a auzit-o prima dată? Fii atentă. Omul e un exemplu. Jean de la Craiova e un exemplu. E un om extrem de punctual și extrem de bun la suflet. Eu cred că a venit de rușine la studio. Fii atentă, l-am chemat, i-am zis: Jean, vii la studio să-ți arăt o piesă? Da, vin. A venit, i-am pus piesa, noi foarte entuziasmați pentru că am simțit potențialul piesei și el, săracu, a zis: bă, tata mie nu... Adică eu, știți că eu, mi-mi plăcea ceva mai așa, să facem cu o coreografie, cu ceva mai mișcat, așa. El nu i-a văzut potențialul inițial. Nu prea. Și am zis: Jeane, te rog eu frumos, trage strofa asta, uite, cântă-o cum vrei tu. Deci nu mai trage linia, cântă cum vrei tu strofa asta, așa cum îți place ție, cântă-o tu și ne mai auzim după aia. În continuare, după ce a tras piesa, mai scria: dar n-ar fi bine să mai băgăm și un check it out, și avea el schemele lui. El oricum zis, e foarte nou. Da. Și am zis: Jeane, bazează-te pe mine, te rog. Gata, mă bazez pe și tine. Și Jean de la Craiova a avut încredere în Teo Rose. Vă dați seama ce înseamnă asta? Da. Că mie chestia asta îmi spune multe lucruri. Nu, da, e onorant, chiar e onorant. Și în primul rând a fost onorant să știu că își dorește să cânte cu mine pe piesa asta. Haideți să ascultăm Poartă-mă în suflet vara la Național FM chiar acum. Imediat dau drumul și acolo, Marian. Gata și aici. Poartă-mă în suflet vara.
pleci din viața mea, din viața mea. Primăvara am plecat, vara iar mă întorc, nu pot, nu pot deloc. Din suflet să te scot. În sufletul meu e vara mai mereu. Poartă-mă în suflet vara, știu că-n gând mă porți mereu. Poartă-mă în suflet vara, să te iubesc cum vreau eu. Cine ar fi crezut că tu, 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 îmi inima și sufletul, tu, tu, tu. Poartă-mă în suflet vara, să te iubesc cum vreau eu. Ia ziceți? Băi, sunt foarte fericită cu piesa asta, mă bucur de fiecare dată când o aud. Atunci când a fost gata, în variantă master, am plâns în mașină, am pus-o pe repeat și am plâns, fiindcă știam că asta e piesa care o să mă învie. Da, eu da, am da, plâns când așa. A intrat în trending. Mă, eu când am plâns, că tu știi când am plâns eu acum. Tot așa, când am venit cu ea la tine acasă și ți-am pus-o să asculti. Toată lumea a plâns. Toată lumea a plâns, a strânit reacții piesa asta și chiar s-a bucurat de mare succes pe YouTube. A fost în trending, locul întâi. A fost, nu știm încă, canalul meu atunci când am lansat piesa avea niște probleme de algoritm ceva și a intrat direct pe locul 4. A fost și locul 3, dar maxim atât piesa asta. În schimb, au fost alte piese ulterior care au fost pe locul 1 în trending și au stat acolo câteva săptămâni. Yes. Fetelor, felicitări. Eu vă felicit în echipă pentru că cu adevărat faceți echipă foarte, foarte bună. Mulțumim. Și na, da, am rămas un pic așa pe gânduri. Mă gândeam la provocarea pe care v-am pregătit-o. Așa, zi ceva să mă înveselesc, Raluco. Adică ce, n-ai fost veselă și până acum sau cum? M-am întristat un pic așa, că mi-e dor de perioada când am făcut piesa asta așa și erau emoțiile alea, că știam că urmează să vină ceva măreț pentru noi. Păi acum și mai măreț urmează. Da, da, clar, clar. Știi ce zic? Nu știu dacă știți voi, dar eu am împrumutat jocul pe care l-am învățat de la Teo, Cântă cuvântul, și l-am introdus aici în emisiune, așa că de fiecare dată când am un invitat, un interpret, dacă e interpret, că n-a să poată omul să cânte, jucăm Cântă cuvântul. Dar de data asta, cu voi vreau altceva să fac. Vă propun un alt joc, e inventat de mine. Acum, mamă, faci și invenții acum. Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Este un joc care ține mai degrabă de cultura muzicală și am să implic și pe cei care ne ascultă. Aș vrea să-i rog să ne scriem nume de artiști din România, artiști mari, din generațiile mai vechi. De exemplu, Mihai Constantinescu, Corina Chiriac. Da, să ne scrie oamenii din repertoriu cui ar vrea să cântați. Facem așa un test, să vedem care e cultura voastră muzicală cu... Eu știu că aveți, nu se pune problema, dar vreau să ne jucăm un pic, vreți? Hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm. La 0725333033 puteți să-mi scrieți, să ne scrieți din repertoriu cui ați vrea să cânte Teo Ros și Alexandra astăzi la Național FM. Auzi, este așa, dar numărul meu de telefonul și pe de rost, scrie că mă enervez acum. Nu, nu-l știu, trebuie să recunosc că nu... Eu zic, ai învățat un număr la oamenii ăștia de telefon. Eu zic să-l dai pe post, dacă tot are tu pe ăsta. Băi, nu-l dau pe post, chiar nu pot să-l dau pe post. Dar uite, vă propun eu prima artistă din repertoriu căreia mi-ar plăcea să cântați. Pentru că fac așa o mică legătură și cu unul dintre momentele pe care Teo le-a susținut la emisiunea aia unde face ea super show. Și uite, vă propun să cântați din repertoriul doamnei Corina Chiriac. Un cântec, un refren, ce vă place? Cine începe? Strada Speranței. Cu Duminica. Să vă amintiți, vă rog frumos, adresa mea, adresa mea, când vă întâlniți cu fericirea. Casa cu plop, Strada Speranței la parter, o mai aștept și mai sper. Ata, am știut. Frumos. Bine, mai știu și Vino iubire înapoi. Ia, cum e? Vino iubire înapoi, hai vino, te rog. Hai să vorbim amândoi, te rog, șezi al loc. Vino iubire înapoi,
Să ne spunem odată ce avem, sunt gata și nu mă tem. Hai, cine începe? Și strofa. Cine-i primul? Hai, cutează! Avea linii foarte frumoase, doamna Corina Chiriac, jur, eu sunt îndrăgostită. Foarte frumoase, bravo, să, Teo! Eu vreau să spun ceva, că ia. Dacă m-a lăudat ea, ca să vedeți că mi-a dat și ea mie 2 milioane. I-am dat banii înapoi, să s-o laud și eu. Ia. Deci eu n-am văzut persoana care să știe mai multe melodii decât știe ea. Și mai multe versuri. Și mi se pare fascinant că poate să învețe versuri de pe o zi pe alta și să nu uite nimic. Adică eu m-aș stresa cel mai rău din lume. Dar ești de acord cu mine că reține toate porcăriile câteodată? Mai, bine, le rețin și eu, nu mă miră. Dar mă miră că reține lucruri serioase. Adică Da. Bine, mi s-a întâmplat să mai și uit. O să am acum la emisiunea aia cu stilul. O să vedeți. Ai uitat? Am avut un moment în care aveam un vers de cântat și l-am cântat în gând. Deci n-a ieșit pe gura mea versul ăla neam. L-am cântat eu în mine, așa, pentru mine. N-a ieșit, am zis ceva cu parfum, ceva ce n-avea ce să caute melodia. Nu știu, soro. Te-ai descurcat, lăutărește? Bineînțeles. Foarte bine. Lăutărește și era situația. Exact. Așa, foarte, foarte bine. Păi, ia să mai luăm pe cineva. Uite, de la Mihai Constantinescu. Știți vreun cântec? E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării. Pai, zic că nu știu versul. Pentru copii. În lumea cu povești și băveți întâlni numai copii. La Național FM cu Teo vă veți întâlni pentru copii. A ieșit frumos. A ieșit frumos. Da. Și hai să mai zicem cineva. Mihaela Runceanu. Zi ceva de la... Hai să vă gândesc. Eu nu știu cu titlurile cu astea. Eu probabil știu melodii, dar nu... Nu te animeri deloc, a? Nu mai nimeni, că eu... Stai să mă gândesc pe care. Jimmy, zi-mi tu piesa aia. Aia cea mai cea. Fericirea are chipul tău. Fericirea are chipul tău, lumina de dragoste mereu. Ochii mi-au dăruit cerul lor infinit pentru inima mea. Fericirea are chipul tău și în privirea ta vor sta mereu. Fericită să fiu, că iubirea o știu, împlinind viața mea. Ți-am zis. Știe tot. Mă, știe, mă. E dicționar. Știe, mă, știe, e dicționar de versuri. Shazam. Tu ești. Shazam de muzică românească. Ia, asta este minunat. Da. Tocmai asta a fost și rolul provocării ăsteia. Dar mă gândesc să dau și interpreți așa mai de acum. Ia să mă gândesc. Alexandra. Ia, țancă uragan. Ești vizată. Ești vizată. Ia. Da, fiți atente, până mă gândesc. Haideți să luăm o scurtă pauză. Verific WhatsApp-ul să vedem cine au scris ascultătorii. Ok. Da. Și revenim și mai cântăm, de acord? Da. Gata. Bine. Bine. Într-un an am fost orbit de stea și-am întins o mână către ea. Nu mai știu dacă am venit prin nor sau a fost așa să-mi fie dor. În alt an am învățat să zbor și-am știut să fiu aviator. Nici pe scară n-am urcat mereu și nici drumul nu mi-a fost prea greu. Sentimente, sentimente care sunt și care au fost cândva. Sentimente, sentimente într-o lume însemnând ceva. Pe un val am zărit o fată pe un cal. Tot ce știu e că am plecat cu ea și-am lăsat pe drum copilăria mea. În alt an ne-am vrut într-un castel și-am zărit un pom mai mititel și-am crescut un pui de catifea și-am știut că asta e lumea mea. Sentimente,
sentimente care sunt și care au fost cândva. Sentimente, sentimente, într-o lume însemnând ceva. Trezit din vis și am căzut pe jos din paradis și am întrebat râzând spre altă stea dacă a fost arsura altceva. Anul ăsta m-am gândit să-ți cânt într-o zi cu soare sau cu vânt sentimente care au fost cândva înainte de povestea mea. Sentimente, sentimente, care sunt și care au fost cândva. Sentimente, sentimente, într-o lume însemnând ceva. Sentimente, sentimente, care sunt și care au fost cândva. Sentimente, sentimente, într-o lume însemnând ceva. Atenție! Ești pe Național FM și asculți Ecofrecvența. Minutul tău eco din fiecare zi. Noua generație de automobile electrice a dus rapid la creșterea pieței de baterii bazate pe litiu și a făcut prețul acestora tot mai accesibil. Prețul lor este și de 5 ori mai mic decât acum 10 ani, iar trendul este ca acesta să scadă tot mai mult în viitor. Ba mai mult, tot mai mulți posesori de automobile electrice investesc în infrastructură pentru a crea propriile surse de energie. De la case pasive, la sisteme de panouri solare, din ce în ce mai multe gospodării vor avea în viitor o sursă proprie de energie verde. Iar dacă generează destulă energie, vorbim de încărcarea automobilului practic fără alte costuri decât cele aferente infrastructurii inițiale. Visul de a avea o mașină care nu presupune costuri de combustibil ar putea fi real în următoarele decenii. Asta îi încurajează chiar și pe șoferii care sunt speriați inițial de costul unei mașini electrice. Pe termen lung, costurile rămân reduse la fel ca și emisiile de carbon. Viitorul sună verde. Ecofrecvența. Minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot susținut de Kaufland. În doar câteva secunde, un cutremur îți poate distruge casa pentru care ai muncit ani întregi. Protejează acel loc special pentru tine și familia ta numit acasă cu o asigurare facultativă de locuință de la Omnia Sig. Află mai multe detalii despre cum poți obține o astfel de asigurare pe www.omniasig.ro sau în orice sediu Omnia Sig. Alege Omnia Sig cu toată încrederea! Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Hai că ne-au scris oamenii, ați văzut? Haide să mai cântăm! Haide! Teo Roz, Alexandra la Național FM, astăzi cântăm muzică românească veche în interpretarea acestor minunate voci. Fetelor, de la Mădălina Manole, ia să vedem ce știți voi de la Mădălina Manole. Știu ia. Una. Ia, Alexandra. Dacă... Și mai multe. Hai, bagă! Suflet col nebun de dor, tu credeai că ai pereche și un înger păzitor. Suflet gol, nu mai știu de aici, orbită de iubire, credeai că ai totul și ai pierdut. Asta e. A fost foarte bine, fetele. Teodora mă completează. Te completează, întotdeauna. Hai să mai luăm pe cineva. Uite, de la... cine au mai scris? Sanda Lado și Fărămiță Lambru, Maria Tănase. Uite, Fărămiță Lambru. Ia, Teo, de la Fărămiță Lambru. Ia să auzi. Dacă s-a așteptat cineva. Ia. Zăi. Inel, inel de haur, of
cu piatra la mijloc. Eu te-am iubit copilă, dar n-am avut noroc. Bine. S-a făcut legătura pentru momentul care urmează. Vom asculta piesa de muzică populară despre care vorbeam mai devreme, pe care Teo a lansat-o cu Paul Ananie. Marian, dacă suntem pregătiți, eu sunt pregătită, gata. Și Paul se uită la noi. Frunzulița mărgărit într-o zi l-a răsărit. Luai calul și șaua și porni spre mândra mea. Păi firea naibii lui să fie, când ieși în cale o mărie, cu cosiță aurie, cu basma o afistichie și făcut cu ochiul mie. Firea naibii dragostea, că face din om ce vrea, te socește, te învârtește, până când te nimerește. Era naibii dragostea, că face din om ce vrea, te socește, te învârtește, până când te nimerește. Firai mic a furisit, credeai că nu te-am zărit. O firoată îți dădeai, tot la Maria priveai. Spune-mi tu, necuță iară, pe unde sucește, te învârtește până când te nimerește. Firea naibie dragostea, că face din om ce vrea, te sucește, te învârtește până când te nimerește. Am să-ți pun, mândruța mea, poarta de mi-ai descuiat. Spune-mi și adevărat, să vezi ce mi s-a întâmplat. Păi am ieșit noaptea pe lună, să cosesc iarbă în grădină, și m-am mușcat o albină, o albină cu pricină. Acu' ce sunt eu de vină? Era naibii dragostea, că face din om ce vrea, te socește, te învârtește, până când te nimerește. Era naibii dragostea, că face din om ce vrea, te socește, te învârtește, până când te nimerește. Fă dragostea! Gândește-ne că și spune ce albina da de tine. Din toată știrea mea, albina doarme noaptea. Poate a fost albina mare, ce umblă două picioare, cu cosiță aurie, cu numele de Marie, și ți-a făcut semneție. Firea naibie dragostea, că face din om ce vrea, te sucește, te învârtește, până când te nimerește. Firea naibie dragostea, că face din om ce vrea, te sucește, te învârtește, până când te nimerește. Nica meu ești pus pe glume, dar cu mine nu te pune. Dau un corbinal de perete, de-o vreau te mai înțepe. Păi mândruț multe știi tu bine, dar niciuna nu-i ca tine. Ascultă mândruțul-n coasă, ți-a stâmpări inima, la stroiu și albina. Firea naibii dragostea, că face din om ce vrea, că sucește, te învârtește, până când te nimerește. Firea naibii dragostea, că face din om ce vrea, că sucește, te învârtește, până când te nimerește. E, da? Da, frumos? Foarte mișto piesa asta. Mi-a plăcut mult să cânt cu Paul. E un tip foarte talentat. Eu cred că e una dintre cele mai bune voci de la muzică populară. Este într-adevăr o voce foarte bună. Una dintre cele mai bune voci tinere masculine. Practic după tine, care ești soră mea. Și nu doar că mi-a făcut plăcere, dar a fost mai mult și o obligație să cânt cu tine. Ați auzit? Așa, el a fost singura persoană care m-a mai corupt să cânt folclor. Deși o fac cu mare drag atunci când o fac. Doar că știi că în lumea folclorului, din punctul meu de vedere, e mult mai greu să răzbești. Asta așa e, pentru că oamenii
în ultima perioadă s-au îndepărtat un pic de folclor și de originile noastre. Nu, mă, e greu pentru că suntem mulți, mă, prea mulți. Nu, e mă, chiar așa, și nu noi e vorba suntem despre mulți. Asta. Nu, e loc pentru toată lumea, sub soare, evident. Exact. Totul e să-ți găsești calea către inima celui care te ascultă și să fii tu, real, clar, așa clar, cum sunteți și voi. Sunteți foarte reale și cred că lucrul ăsta îl vede toată lumea și de asta vă și bucurați așa de succes, pentru că sunteți adevărate. Yes. Adevărate. Fetelor, a fost o mare plăcere să vă am astăzi în studioul de la Național FM și să-mi cântați. Și pentru noi a fost super. Recunosc că am fost copleșită de emoții, efectiv. De ce? Pentru că e foarte greu când ai în fața ta oameni apropiați, știi? Da, e mai greu. E și eu mai zic același lucru. Doamne, da, deci când mă invită la ea în emisiune, la Favorit, sunt cea mai stresată persoană, nu știu cum să mă comport, că sunt cu sora mea. Acum... Eu am chestia asta când mă pune cineva să cânt. Dacă ar trebui să cânt în fața 500-1000 de oameni, n-aș avea nicio problemă. Dacă mă pune un prieten de-al meu să cânt, mie am ceva în stomac. Da, ne-a plăcut și nouă să fim aici, să știi, să știi că mașina Mogeantă ți-a trimis mama niște zacuscă, niște de-astea, ca să știi că eu ți le-am adus așa. Vă mulțumesc foarte tare și sper să reveniți la Național FM, să reveniți aici. Eu mai vreau să mă chem și săptămâna viitoare, că eu chem. Când lasați piese noi, vă rog să veniți și să informăm așa oamenii despre proiectele voastre. Știu că Teo pregătește și vloguri noi în perioada asta. Da, 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 săptămâna viitoare să intrați pe canalul meu de YouTube, pentru că vin cu nouătăți și cu distracție multă. Teo Rose și Alexandra la Național FM, mulțumesc fetelor din toată inima. Mulțumim și vă mai și aștept aici să veniți ca acasă, pentru că până la urmă suntem într-o familie. Și noi, Raluca, și le mulțumim tuturor celor care au stat cu noi pe live și pe Facebook și pe YouTube. Vă pupăm și ne bucurăm că am fost aici. Ai auzit cum a zis? Și noi, Raluca. Și noi, Raluca. Campanie de informare publică. Tu și eu suntem responsabili pentru viețile celor dragi nouă. Oricât de greu ne-a fost sau ne va mai fi, nu vom irosi efortul tuturor. Grija pe care ne-o purtăm va învinge virusul. Respectăm regulile, știind că doar noi facem să conteze viețile salvate. Doar noi aducem normalitatea mai aproape, în fiecare zi. Ca o echipă. O echipă pentru viață. Campanie de informare susținută de Guvernul României.